ca să trăiască. Noi ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze și să răsplătească jertfa tuturor celor care au contribuit prin valori materiale la înălțarea acestei construcții. Amin. Apoi vreau să vă mărturisesc. Au fost aici zi de zi oameni, membri ai bisericii, care s-au jertfit și au lucrat cu mâinile lor fizice, ostenind și trudind de dimineață până seara. Uitați-vă la această clădire, acesta este rezultatul muncii depusă în unitate cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Și noi credem că Dumnezeu este acela care poate să binecuvinteze țara noastră. Dacă poporul din țara noastră se va uni să lucreze și își va îndrepta fața către Dumnezeu, atunci Dumnezeu va binecuvânta cu o prosperitate materială și cu belșug de plin țara noastră. Pentru că Dumnezeu este acela care e gata să binecuvinteze. Spunea profetul Vechiului Testament, puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul, și veți vedea dacă aducând la casa mizeriei toate zecirile, nu voi deschide pentru voi zăgazurile cerului, ci voi turna ploi de binecuvântare. Dumnezeu să răsplătească jertfa celor ce au ostenit aici și Dumnezeu să aducă ploi de binecuvântare și peste țara noastră. Amin. Doresc să mulțumesc și să mă rog în același timp ca Dumnezeu să răsplătească jertfa depusă de vecinii acestei clădiri. Le spunem bun venit tuturor celor de pe strada Dragoș Bodă și străzile învecinate Armenească și George